Astăzi suntem în 28 aprilie 2014 și fiindcă ne-am hotărât să desființăm cultura de panseluțe la Ghiveci, prezint ultimile noastre panseluțe pe care deja începem să le aruncăm. Ieri am aruncat deja 3000 de bucăți pentru că nu s-au vândut. A fost sezon mai ploios și rece, când oamenii au ezitat să pună în grădinile și spațiile verzi pe care le dețin. Așadar, le-am așteptat și acum deja au venit crizantemele. O să trebuiască să ne extindem și spațiul acesta să fie ocupat de următoarea cultură. Așadar, rentează cultivarea florilor la ghiveci, mai ales în zonele în care aveți o concurență destul de puternică, în care prețurile ajung la vânzare sub prețul de producție. Încă n-am găsit să le comercializăm pe acestea, măcar cu 50 de bani să ne scoatem cheltuiala ghiveciului și a semințelor pe care le-am cultivat, a îngrășământului pe care l-am folosit sau al manoperei.